Eu sunt Ruben și sunt gata oricând să fiu la dispoziția voastră. Iar acum haideți să vedem care este enigma de astăzi. Pentru o parte a iubitorilor de muzică, știrea săptămânii este că Suedia a câștigat finala Eurovision 2023, care s-a desfășurat sâmbătă la Liverpool. Reprezentantul Suediei, artista Lorin, a obținut 583 de puncte, cucerind astfel trofeul pentru a doua oară în cariera ei. Să mai amintim că Republica Moldova, care s-a calificat în finală cu o piesă în limba română, s-a clasat pe locul 18, Reprezentantul României oprindu-se în semifinale. Este a doua oară în istoria concursului când un artist câștigă marele premiu de două ori. În anii 90, un artist din Irlanda a fost primul care a cucerit trofeul de două ori. Dar ce este acest concurs? pe numele lui oficial Eurovision Song Contest se organizează în fiecare an începând din în 1956. Show-ul este unul dintre cele mai longevive și mai urmărite programe de televiziune din lume și este transmis atât în Europa cât și în Australia, Asia și Statele Unite. Dar acum se impune un pic de istorie. În anii 1950, în timp ce Europa, devastată de cel de-al doilea război mondial, încerca să se reconstruiască, Uniunea Europeană de Radio și Televiziune, cu sediul în Elveția, a înființat o comisie ad hoc pentru găsirea de idei prin care ar putea să unească țările membre. La o ședință a comisiei ținută în Monaco, în ianuarie 1955, directorul general al televiziunii elvețiene, Marcel Bezanson, a conceput ideea unui concurs muzical internațional în care țările să participe într-un program televizat care să fie transmis simultan în toate țările Uniunii. Competiția s-a bazat pe Festivalul de Muzică de la Sanremo, ținut în Italia, și a fost de asemenea privit ca un experiment tehnologic în televiziunea live, fiindcă pentru acea perioadă aducerea mai multor țări într-o rețea de transmisiune internațională largă era considerată un proiect ambicios televiziunea prin satelit nu exista. De aceea, rețeaua Eurovision a fost formată dintr-o rețea terestră bazată pe transmiterea datelor prin unde scurte. Prima ediție s-a ținut în orașul Lugano din Elveția pe 24 mai 1956. Șapte țări au participat, fiecare trimițând câte două cântece. Aceasta a fost singura dată când țările au fost reprezentate de mai mult de un cântec. Începând din 1957, fiecare țară participantă a avut un singur cântec reprezentant. Această ediție a a fost câștigată de țara gazdă, Elveția. Emisiunea a fost cunoscută inițial ca Eurovision Grand Prix. Termenul a fost ulterior înlocuit cu concurs. Formatul concursului s-a schimbat de-a lungul anilor, totuși principiile de bază au rămas aceleași. Țările participante înscriu cântece care vor fi apoi interpretate live într-o emisiune TV transmisă în direct simultan în țările ce aparțin rețelei Eurovision. Prin țară, ca participant se înțelege un post TV din țara respectivă, de obicei postul public al țării. Evenimentul este găzduit de una dintre țările participante, fiind transmis de acolo. În timpul emisiunii, după ce toate cântecele sunt interpretate, fiecare țară acordă voturi cântecelor participante, cu excepția celui care reprezintă țara respectivă. Câștigătorul primește pur și simplu onoarea de a fi câștigat, deși este obișnuit ca textierii și compozitorii cântecului învingător să obțină și ei un trofeu. În plus, Națiunea câștigătoare este invitată să găzduiască evenimentul din anul următor. Programul este invariabil deschis de unul sau mai mulți prezentatori care salută privitorii. De cele mai multe ori, țările se folosesc de oportunitatea de a găzdui un concurs cu o audiență internațională și pentru a intercala periodic imagini de promovare turistică. Segmentul de votare al emisiunii este, de obicei, precedat de un intermediu care poate fi reprezentat de orice formă de divertisment. Fiecare transmisiune în direct este precedată și urmată de logo-ul Eurovision, acompaniată de piesa Tedeum, compusă de Marc-Antoine Carpentier. De regulă, finala concursului muzical Eurovision se desfășoară primăvară, într-o seară de sâmbătă, la ora 19, ora universală. În general este aleasă pentru acest scop o seară de sâmbătă din luna mai, deși au existat și excepții. În 1956 a fost într-o joi, iar în 1979 a fost în luna martie. Țările eligibile pentru participare includ numai membrii activi ai Uniunii Europene de Radio și Televiziune. Membrii activi sunt țările aflate în area europeană de transmisie sau în Consiliul Europei. Membrii activi trebuie de asemenea să fie capabil să-și transmită conținutul către cel puțin 98% din populația cu televizoare din țara pe care o reprezintă. Eligibilitatea de participare nu este determinată de apartenența. La continentul european sau la Uniunea Europeană. Mai multe țări situate geografic în afara Europei au participat: Armenia, Cipru, Israel, Maroc. De asemenea, Turcia, Azerbaijan, Georgia și Rusia, situate doar parțial în Europa, sunt și ele eligibile. 51 de țări au participat cel puțin o dată la acest concurs. Sistemul de vot actual, prin care se face clasamentul final, a fost introdus în 2009 și este o combinație egală între voturile juriilor formate din profesioniști din industria muzicală și cele ale telespectatorilor. Începând din 1964, voturile sunt verificate de un supervisor care este responsabil de asigurarea corectitudinii alocării punctelor. Toate bune și frumoase până aici. Un concurs care poate să scoată la lumină talente neștiute în toate țările. Totuși, realitatea este un pic diferită. Conform unui studiu al tendinților de votare la Eurovision, unele țări formează grupuri și clișee votând similar în fiecare an. Alt studiu arată că până în 2006 blocurile de votare au afectat crucial cel puțin de două ori rezultatul concursului, iar scandaluri legate de modul de votare au existat permanent în ultimii ani. Concurs concurs, dar nu pentru toți. Începând din 2000, Franța, Germania, Regatul Unit și Spania sunt calificate automat în finală, indiferent de pozițiile ocupate de acestea în trecut, datorită statutului lor de cei mai mari patru contribuitori. Financiar către Uniunea Europeană de Radio și Televiziune. Pentru toate celelalte țări participante există calificări și există și semifinale. Un alt aspect controversat este legat de faptul că foarte mulți câștigători ai Eurovisionului dispar în anonimat după ce primesc trofeul. Întrebarea care se dică este cât de bun a fost acel artist dacă nu a mai performat nicăieri după acest concurs. Două excepții sunt cunoscute în legătură cu câștigători. Cel mai notabil câștigător al concursului, a cărui carieră a fost lansată internațional în urma victoriei, este formația ABBA, care a câștigat concursul reprezentând Suedia în 1974 cu piesa Waterloo. ABBA a devenit apoi una dintre cele mai de succes formații muzicale din toate timpurile. Altă câștigătoare notabilă care s-a bucurat de faimă și succes internațional în urma participării la concurs este cântăreața canadiană Celine Dion, care a câștigat concursul pentru Elveția în 1988 cu piesa Ne parte pa ceea ce se traduce prin nu pleca fără mine. Concursul a fost supus criticilor și în ceea ce privește calitatea muzicii și percepția că este afectat mai mult de politică decât de muzică. O altă remarcă critică la adresa concursului Eurovision este că fiind un show vizual, multe numere încearcă să impresioneze publicul prin alte moduri decât prin muzică, de multe ori prin spectacole de lumini și artificii, prin pirotehnie, uneori ajutându-se de gesturi și costume bizare, chiar înspăimântătoare, inclusiv costume ce acoperă doar o parte a corpului. Concursul mai este acuzat de mult timp de unii că, nefiind corect din punct de vedere politic, percepția fiind că jurații. Și acum chiar și publicul alocă puncte pe baza relației țărilor cu celelalte națiuni, mai mult decât pe baza meritelor muzicale ale cântecelor. Ediția din anul 2022 a concursului Eurovision a fost marcată de cea mai mare controversă iscată de anunțul Uniunii Europene de radio și televiziune de la finalul competiției, în care menționa că au fost descalificate juriile din șase țări după ce ar fi fost observate nereguli și le-a înlocuit cu un agregator de scoruri. Neregulile erau legate de modelele de vot ale juriilor, adică cele șase jurii nu au votat așa cum au votat toți ceilalți și prin urmare s-a uh, comunicat un vot așa cum au hotărât organizatorii. În replică, televiziunea română, care a fost și -a descalificată, a denunțat o schimbare a regulilor în timpul jocului și a precizat că acordase maxim de puncte Republicii Moldova, nu Ucrainei, așa cum s-a anunțat la finala de la Torino. De fapt, mai multe țări erau nedumerite cum au ajuns votul lor la Ucraina, care a și câștigat uh, competiția. Probabil că ar dura foarte mult să amintim toate discuțiile legate de controversele legate de acest concurs. Chiar acum, în anul 2023, pe locul 2 s-a clasat o piesă fără melodie, fără sare și piper, cum ar spune uh, gura lumii, niște strigături, fără sens, într-o limbă de neînțeles și cu foarte mult ritm. După toate aceste întrebarea care îmi vine în minte și la care vreau să am un răspuns, clar, este mai este important talentul. Cel puțin pentru acest concurs se pare că multe altele sunt luate în calcul, dar talentul mai puțin. Talentul este definit ca fiind aptitudinea sau înclinarea înnăscută într-un anumit domeniu, capacitate deosebită născută sau dobândită într-o ramură de activitate care favorizează o activitate creatoare. Cât mai contează oare astăzi acest lucru? Cât de apreciat și căutat mai este talentul? Oare lumea noastră se îndreaptă spre o societate de roboți în care nu mai contează creativitatea sau cât de mult suflet pui în ceva ci doar marketingul care diferențiază produse bune, dar banale? Pentru astfel de produse, limba germană a dăruit omenirii cuvântul Kitsch, care este un termen care denotă imitația, stilul de prost gust, deseori aflat în legătură cu diletantismul artistic. De obicei, Kitsch se folosește cu referință la uh, obiecte pseudo-artistice, ieftine, comparate cu o valoare artistică adevărată și o estetică sofisticată. În fața unei astfel de avalanșe, a chiciului, cei care mai au o fărâmă de creativitate tind să facă din aceasta singura rațiune de a fi, contrazicând și respingând orice normă. Lucru la fel de grav precum este chiciul. Unde este oare normalitatea pe această scală între supremația talentului și supremația marketingului prin chici? Îndrăznesc să înaintez o ipoteză, poate greșită. Dacă nu ești de acord, lasă un comentariu și arată-ne cum este corect. Așadar, Echilibrul este să cauți, să-ți descoperi talentul tău. Acele lucruri pe care le faci în mod natural foarte bine și să-ți construiești viața în jurul lor. Atunci vei ști care ți este propria valoare și care este linia de demarcație între talent și lipsa acestuia. În plus, vei avea abilitatea necesară de a vedea ce este frumos și ce nu și ca un mare bonus, vei fi atras de oameni cu aceleași valori ca și tine, și astfel lumea din jurul tău va deveni un pic mai frumoasă. Bun, ce frumoasă ar fi lumea dacă fiecare ar acționa în zona talentului lui și nu s-ar amesteca lucrurile niciun fel. Cum însă este imposibil să faci asta în dreptul altora, hai să-ți spun câteva lucruri despre cum poți să te asiguri că trăiești în zona talentului tău, nu în zona unde te duce piața. Nu voi fi foarte lung. Doar două lucruri care să te lumineze. În primul rând, fă o separare clară între a avea și a fi. Când îți alegi drumul tău în viață, ești constrâns să te gândești că trebuie să ai o ocupație care să aducă venituri care să asigure o viață decentă. Este legitim să gândești așa, dar nu neapărat corect. Știu că poți aduși sute de exemple de oameni care au ales ceva care aducea bani, deși nu era neapărat talentul lor, și o duc foarte bine, dar aș fi foarte încântat dacă pe lângă satisfacția financiară ai putea măsura și satisfacția sufletească a respectivei persoane. Iar ca iubitor de istorie, nu pot să nu întreb cum ar fi fost dacă ar fi ales și un drum care implica abilitățile lor cele mai puternice, nu doar banii? Prin astfel de alegeri, a avea devine mai proeminent în viața ta decât a fi. Caută mai întâi să fii cel mai bun, să fii pregătit pentru orice provocare, să devii capabil pentru orice promovare, pentru orice post și apoi va veni și în viața ta și verbul a avea. Uite-ne un exemplu elogvent. Există în țara noastră un om extraordinar care trăiește foarte bine producând ceramică dacică. Da, da, ai auzit bine. Ceramică dacică de acum 2000 de ani, cu unelte și proceduri de atunci cum a reușit simplu a devenit mai întâi foarte bun s-a pregătit a cercetat tehnicile dacilor și apoi a performat astăzi vinde foarte bine produsele lui îmi imaginez gândurile prietenilor lui când a aflat că cercetează și vrea să trăiască din producerea de ceramică dacică voi ce credeți În al doilea rând fă ceea ce iubești și nu vei mai munci nici o zi din viața ta nu te crampona de un domeniu pentru că este tradiție de familie sau pentru că este la modă. Alege drumul în viață care îți aduce cea mai mare satisfacție. Numai dragostea pentru ceva te ajută să treci peste greutăți. Dacă nu iubești ceea ce faci, vei abandona la prima încercare mai mare sau vei trăi mereu sentimentul impostorului care simte că este într-o poziție pe care nu o merită. Bonusul pe care îl primești în cazul în care alegi să faci ceea ce iubești este că totul va deveni mai ușor, mai facil, mai suportabil, iar satisfacțiile vor fi pe măsură. Nu te vei mai simți surmenat, obosit, stresat, chiar și micile eșecuri devin digerabile atunci când este multă dragoste la mijloc. Gata! Sper că v-am fost de folos. Cam asta a fost pentru acum. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați că puteți să-mi scrieți oricând pe adresa de e-mail la emisiunii noastre, emisiunea.enigma.com La fel de important pentru comunicare este și canalul de Telegram, emisiunea Underline Enigma, unde dorim să dezvoltăm o comunitate frumoasă cu valori și preocupări comune. Să aveți o săptămână plină de bucurie. Până data viitoare, nu uitați că sunt aici pentru voi.